până n-au apelat la avocați. Da. Și angajatorul îți dădea un număr de ăsta de asigurare provizoriu. Cum o să fie taxele. Acum, din 2021, așa o să fie. Dar la locul de muncă, acum, spre exemplu, ești respectat mai mult că ești român sau ești respectat pentru ceea ce faci tu ca om? Tu simți chestia asta? Tu, ce da, simți da, da, tu da, da. Ca român? O simți. Și ce a făcut... Ce? Mă uitam ce fundal ai. Da, e colțul, e mișto să se vadă fundalul. Nu vrei să spun un poster cu munți, cu apă? Un poster cu munți, lasă-mă că fac alții postere cu munți, cu editare. Noi suntem aici la colțul casei. Salut! Și eu sunt Masaru, el e fratele meu Răzvan. Zamă, de fapt. Zice. Vorbim pe porecle. Numele meu e Laurențiu și al lui Răzvan. Dar nu ne știe nimeni. Iar îți fumez în lasă-mă, video. Că suntem la discuții așa între prieteni. Nu vrei să fac mai contează. A? Nu vrei să fac gălăgie. Ai voie. Nu fă gălăgie cu polidiscul. Tocmai ce l-am prins la colț pe fratii meu. La propriu. Și la propriu și la figurat. Și am făcut video care voi l-ați văzut deja, sau dacă nu l-ați văzut, puteți să vă duceți să-l vedeți. Auzi? Despre cum face dar el bani. De ce te crezi așa important și ai pus camera spre tine? Și nu e, mă, mine? E spre amândoi camera. E mai mult spre tine. Îți aduc raportorul. Bă, lasă-mă măsurătoarea exactă. Ai 4 cum grade. Cum se vede? E camera mai mult în... Nu e, mă, e la jumate camera, mă, zamă. Nu contează, așa e obiectivul, dar tu te uiți la cameră, dar trebuie să te uiți la... El e bolnav pe obiective, tocmai ce... Pe simetrie. Pe simetrie, tocmai ce vă spuneam că în filmul trecut ne-a vorbit despre cum, despre pasiunea lui în camerele foto și obiectivele. Domnule, foto, de fapt. Îți trasez axa. Axa de la longitudinală, uite, e la jumate. Mai aproape de tine. Păi da, pentru că tu ești mai important și ești mai în dreptul camerei, știi? Nu eu, tu ești mai în drept. Hai, în fine. În fine. Ideea este că trebuie să... Ce vreau să-l întreb astăzi? Vreau să încep o miniserie așa de filme în care să aflu răspunsul dacă românii sunt respectați sau nu, răspunsul. Să aflu părerile oamenilor dacă românii sunt respectați în Anglia sau nu. Ce zici? Depinde tu de, ce crezi? Depinde de ce fel de român. Românul în general, dacă... Dar tocmai asta, vreau să filmez mai mulți oameni, să vorbesc cu mai mulți oameni pe tema asta, să fac așa, să tragem la final o concluzie. Vreau să fac 3-4 filmulețe și tu ești primul. Dar tu de câți ani ești în Anglia? 10. 10 ani s-au făcut deja de când ești tu în Anglia. Eu sunt de 5 ani în Anglia. Și vreau să aflu părerea ta, uite, după 10 ani de Anglia, de când ai venit și până acum, în ăștia 10 ani, tu te-ai simțit respectat că ești român sau ai simțit vreo discriminare că ești român? Ești chestia clar asta, respectat, știi? Nu contează și în ce naționalitate ai. Există acolo un respect civic. Da? Care că ești român, oferă, că ești bulgar, exact, că ești... Care li se oferă tuturor. Mhm. Până încep să acționezi. Și în funcție de cum acționezi, capeți mai mult respect sau mai puțin. Dar totuși, fațada să... Prima... Impresia de respect se păstrează. Nu știu tu să... când ai venit prima dată în Anglia, ai venit ca student, da? Ca student, da. Și ai lucrat într-o fermă ca student. Mm-hmm. Tu te simțeai respectat lucrând într-o fermă? Da, categoric da. Egalitatea de către... A fermierul principal, cum ar da, veni? Da, da, da. Egalitatea între... Există între că toate pături sociale. În ferma aia, clar, erau și români, și polonezi, și lituanieni, și toate categoriile, toate națiile. Exact. Din Europa de Est. Da, ți se oferă un respect care li se oferă tuturor. Nu contează cine și de unde ești. Care e respectul, că tu ai simțit că e respectul ăsta englezesc, așa... adică bunul simț al englezilor? Da, sau... bine, bunul simț care ar trebui să existe peste tot. Mm-hmm. Să ți se ofere același nivel de respect. Nu contează... Adică suntem la o discuție între prieteni, da? Deci avem voie de să, unde... să bem și o bere. Luați-vă și voi o bere. Un suc, o apă, un ceai. Apoi eu aș spune că se aplică legea mai mult. Nu acționează nimeni în funcție de
cât ai meritat tu, cineva să ia atitudine dacă tu ai face ceva rău și nu ai meritat respect. Mm-hmm. Efectiv ești ignorat. Ei sunt obligați de lege să te respecte, asta vrei să spui tu. E o lege nescrisă în primul rând, o lege civică, iar apoi dacă faci ceva rău care nu ar merita respect, să zicem că este chemată autoritatea, poliția. Da, nu vorbim de chestia asta. Adică dacă ești respectat la locul de muncă, dacă ești respectat pe stradă, adică când vorbești în limba ta maternă, în românește, pe stradă, oamenii se uită mai ciudat la tine, mai altfel. Cred că ar... Sau, nu știu. Depinde de situație. Dacă e un sau grup te tratează mix, altfel? Nu. În dacă magazine? Dacă e un grup mix de englezi și români, să zic, frumos ar fi să vorbești în engleză, să înțeleagă toată lumea. Asta, da, la fel, ne întoarcem la bunul simț. El, englezul, s-ar simți... Nu s-ar simți genat, el respectat, ar fi genat, că exact, nu vorbești în limba lui. Cei trei ar vorbi română și el nu înțelege nimic. Dar nu prea are ce să-ți... Eu știi cum e? Eu cred repășeze. Că și respectul, deci părerea mea, respectul ține de, și de tine până la urmă. De felul cum te îmbraci, de felul cum te comporți în societate și pe stradă. Adică ai văzut, englezii au zicala asta, că you look smart, arăți deștept. Dar de fapt nu se referă că ești tu, că au citit ei în ochii tăi că ești tu deștept. You look smart, că ești îmbrăcat într-un anumit fel, știi? Asta, adică dacă te duci la îmbrăcat... ei imaginea contează foarte mult. Adică poți să fii chiar un needucat dacă te îmbraci frumos, ca în orice societate, ți se acordă un pic mai mult un pic atenție. Mai mult respect și atenție. Și respect, da. Și respect. Și ce n-ar trebui să întâmple oricum, da. Mă, până la urmă, știi cum e, te îmbraci adecvat situației la care ești, situației, știi? Dacă te duci la un interviu, nu te duci în pantalon de training și în Adidas. Chiar dacă te angajezi măturător pe stradă. Exact. Și e un interviu. Dar adică e respectul tău. Și de la resurse umane, da. Să zicem. Da, ar trebui să ai o anumită decență. Da, da, da. Dar la locul de muncă, acum, spre exemplu, ești respectat mai mult că ești român sau ești respectat pentru ceea ce faci tu ca om? Nu, pentru ceea ce nu faci, contează ce, nu contează ce naționalitate ești. Nu, categoric. Să zic așa simplu, la fațadă... Adică cum vezi tu chestia asta, știi? Aparent, în ți se oferă același respect că ești șofer de camion, că ești director, că ești măturător, nu contează. Că se crede altceva în spate, asta o știm cu toții, dar nu se afișează. Nu ți-o spune nimeni. Nu, adică oricum în gândul adică lui... nu ți-o spune, dar tu simți chestia asta? Tu, ce da, simți da, da, tu da, da, ca român? O simți. Ce o simți, simți tu? Că asta mă interesează pe mine, aici, știi? Da, mai ales aici în Anglia sunt foarte naționaliști și patrioți și cam desconsideră pe oricine ar fi din... De altă rasă, altă nație, altă născut în altă țară. Țară, da, nu, chiar nu contează, poți să fii și directorul firmei, că tot te desconsideră pentru că ești, dar nu ți-o arată. Mm-hmm. Își păstrează bunul simț și decența și acționează ca atare totuși. Că în spatele ușilor, ăla e un român sau un bulgar sau un neamț, sau... dar nu ți-o arată. Da. Dar știm sigur că se întâmplă. Da, da, da. Asta da. Categoric. O și simți, o vezi. Numai că au bunul simț să nu se exteriorizeze așa mult. Să nu te disrespecte în față. Da. Da, dar pe de altă parte, nu sunt toți. Adică nu mi se par toți englezii la fel. Știi? Adică nu sunt. Sunt și oameni care chiar te respectă pentru că ești din altă țară. Așa este, dar... și vrei să faci ceva pentru tine. Adică ai venit în țara lor, muncești, ești un om muncitor, muncești, ajuns la economia lor până la urma Angliei și ei te respectă pentru așa chestia este. Asta. Dar nu toți. Adică, știi cum văd eu? Să zicem că sunt mult mai mulți cei care gândesc altceva despre tine decât cei care gândesc sincer despre tine și îți oferă 100% respect și în ce spun și în ce gândesc. Uh-huh. Și uh-huh. în ceea ce gândesc. Dar știm că nu sunt numai ei. Și prin Germania aceeași atitudine. Da, nu, aici vorbim doar despre Anglia, știi? Și faptul că noi locuim în Anglia, tu de 10 ani, eu de 5 ani, știi? Și
putem să ne spunem părerea exactă despre englez, dacă ne respectă pe noi. Nu pot, așa eu îmi dau cu părerea despre Germania sau despre Italia sau despre... Da. Noi ne dăm cu părerea, de asta să vorbim concret de Anglia. Suntem respectați noi ca români în Anglia sau nu? Știi? Simțul lor civic îi obligă să-ți ofere, da, măcar de fațadă, așa, de fațadă, cam același nivel de respect. Da, dar până la urmă tu, uite, și la locul ca de muncă, la toate, aici. Da, dar tu la toate locurile de muncă la care le-ai avut, nu știu dacă ai fost respectat neapărat că ești român sau pentru că ai fost dedicat locului de muncă și ți-ai făcut treaba ca la carte, cu alte cuvinte. Păi asta este, că aici sau a fost o îmbinare sau puteai să crești mai mult în funcție dacă erai englez de al lor. Nu, știi? Poate mai... Mai repede. Poate mai repede, dar poți ajunge acolo oricum. Știi? Mm-hmm. Că ești imigrant sau că ești născut englez aici, poți să ajungi în aceeași poziție la serviciu, la pe plan profesional. Da, uite, eu, spre exemplu, când lucram și eu în industria asta cinematografică și am întrebat, ok, dacă eu vreau să vin și eu în echipa voastră de construcție, de filmat, de așa, și mi-a zis, da, dar trebuie să ai pașaport englez, englezesc, nu poți să intri în echipa de producție sau în echipa noastră de constructorii, de ăștia constructori de schele, zidari și painter. Nu era un temeiu legal. Nu era un temeiu legal. Nu temeiu legal, dar am întrebat cinstit și corect. Bă, pot să intru și eu, dacă aș vrea să intru, aș fi un meseriaș bun, aș putea să intru. Clar. Și el mi-a spus-o clar. Da, dar trebuie să ai pașaport englezesc. Adică, să fii englez. Cu alte cuvinte, să fii englez. Și pe mine chestia asta m-a pus un pic pe gânduri, adică pentru că la fel cum și în alte țări sunt nepotisme și joburi date prietenilor și rudelor, așa este și aici. Așa e și aici. Diferit. N-am deci învățat. Pentru noi, cum ar veni, ar fi o muncă dublă ca să... Da, românii care cred că în România se întâmplă toate relele, greșesc foarte mult. La fel sunt corupți și aici și... Asta clar, da, se dau și eu joburile numai între prieteni, numai între rude, mai ales în industria filmului. Cam asta ți-a spus-o. Băi, da, du-te, da, caută-ți că noi nu ținem, da, cercul, da, închis. Da. Legal nu avea voie să spun așa ceva. Mă, el mi-a spus-o între prieteni, că eram prieteni, cum ar veni, da, eram amici, creasem o relație și el mi-a spus direct pe față, știi? Da, da, vezi tu că în lumea cinematografiei nu se găsesc, sau foarte rar să găsești joburi online. A, asta clar, să, da, da. Să depui. Da, asta clar. E oricum o industrie cu circuit închis, dar deci oricum îți trebuie un cunoscut în... Mă refeream așa în general. Da, eu am dat un exemplu că m-am întâlnit de chestia asta, da, știi, dar poate să fie din orice altă industrie, știi? În afara... Bine, câteodată e și în creierul tău, știi, că te desconsideri tu, că așa am fost noi învățați să ne desconsiderăm. Uite cum ți s-a spus ție, măi, trebuie să fii englez ca să vii un job aici. Cam așa sunt, în general, aș spune. Mm-hmm. Numai că nu ți se arată. Da. Ești și la... În area cealaltă, unde tu ești clientul, să zic, în servicii, da, publice, tu, da, fiind clientul, acolo niciun caz nu se arată. Atâta timp cât ai bani, îți sunt luați cu zâmbetul pe buze și cu... N-ar avea niciun motiv să... Da. Să, da, nu-ți ofere... Bine, că asta ține de altceva, ține de respectul în general. Adică, oricum, o companie, dacă tu spui că nu ești mulțumit cu produsul, nu contează ce ai cumpărat, ce serviciu, produs, nu, ai ești cumpărat, tratat la fel. Ești tratat corect. Exact. Acolo, frate, nu-mi place, da, asta, vreau să-l dau înapoi. Ți-l ia, exact, oricând înapoi sau, da, ți-l repară sau ți-l face oricând. Au de respectat niște reguli stricte. Da. Deci, până la urmă, legea îi face să fie mai respectuoși pe ei din toate punctele de vedere. Tu general, ce părere, da, ai? În general, legea. Da, da, da. Adică s-a pus cu biciu pe el. Bă, nu-l respecti pe ăla, că e un serviciu, că e un om, că e orice. În general, da. Ți-am închis afacerea. În general, da. Însă să poți închide acolo, uși în față și fără să se recurgă la lege, știi? Da. Dar, în primul rând, fiind obligați să te respecte legal,
deja să ajunge și să pierde asta cu obligația legală și să ajunge să te respecte pe tine ca om, știi? El, da, că așa a învățat el din străbun, de când au venit polonezii prima dată aici, vorbă... de la al doilea război mondial. Da. Când au zis, bă, polonezii ne-au ajutat în al doilea război mondial, au voie să vină în Anglia, respectați-i. Cum chiar ar dacă veni. Nu te place, tot zâmbetul tot îl are pe buze, știi? Mm-hmm. În general. Gândește altceva, n-ai cum să dovedești, că da, o simți. Da, da. O simți. Da. Da. Dar ți-aduce aminte vreo de o chestie de asta în care chiar te-ai simțit nerespectat tu ca român sau nu-ți vine în cap? Acum ai luat prea repede. Te-am luat repede, păi na, e pe repede, e în direct. Da, dar putem să punem oricând pauză, nu să ne păi exact. Eu tai, știi? Taie. Eu tai și după aia nu adaug. Nu știu, Masaru. Te-ai simțit vreodată? Adică pe bune, să te simți pe știi bune. Știi când ai lapsusul ăla și nu... Da. Să ai așa o întâmplare, bă, m-a făcut ăla să mă simt că doar că sunt român sau doar că, nu știu, nu ca om, ca român mă refer. Ah, da. Ca român mă refer, adică bă, ești român, du-te drept. Stai că, știi? Da, cum să nu, păi, un pic, acum 10 ani, când românii nu aveau drept de muncă aici. Da. Și totuși puteai să muncești. Mhm. Veneai te angaja, angajatorul îți dădea un număr ăsta de asigurare, provizoriu cum o să fie taxele. Acum, din 2021, așa o să fie. Și tu, în baza numărului ăsta și cu o scrisoare de la angajator că te-ai angajat și că câștigi, te duceai și depuneai dosarul pentru număr de asigurare permanent. Da. Și cu toate că întruneai toate cerințele, aveai cont bancar, aveai scrisoare de la angajator, aveai loc de muncă, primeai salariu, nu știu ce, și se refuza dosarul. Nu odată, de 5 ori mi s-a refuzat mie. Da. Fără niciun motiv. Spunea doar... Deci tu știi clar că... Păi da, dar asta e... Asta e pe ți s-a întâmplat pentru că erai român sau că erai... Puteai să fii și bulgar și... Român, bulgar, tot ce ținea de vestul Europei și nu era obligat prin lege să-ți ofere drept de muncă din oficiu, cum avem acum. Da, dar asta e generală, era la toată Europa de Est, adică era pentru orice emigrant. Păi da, dar vezi tu că legal n-avea voie să te refuze, în schimb mie mi-a fost refuzat dosarul de 5 ori și până n-am apelat la avocat, da, și avocatul s-a descurcat cu tot dosarul, când am angajat avocat, cam în 2-3 săptămâni era totul bine. Chiar am ajuns, te-am vorbit la telefon cu directorul general de la Job Center. Da. Forțele de muncă sau... Da. Așa? Și ăla și-a cerut scuze și mi-a spus să mai aplic o dată, că efectiv i-am spus, domnule, am aplicat de 5 ori, eu nu mai aplic, dar câștig în continuare, așa că ai pierdut banii de pe taxele mele. Sunt un cetățean care n-ai cum să mă oprești să muncesc, dar îmi refuzi, efectiv tu refuzi niște bani pe care eu trebuie să-i plătesc. Da. Ca taxe. Da, mă, dar asta era în general, asta era pentru toată Europa de Est, era, puteai să fii și bulgar. Da. Bulgar, român, nu contează, erai... Da, și ei probabil că s-au luminat între timp și au dat drept de muncă la toți ca să le ia banii după taxe și după impozite. Tu cu același zâmbet pe buze de care vorbesc. Nu, dar efectiv că ești român, adică ți-a zis cineva, bă, du-te că ești român, nu stau de vorbă cu tine sau... Mi-a zis un boschetar englez odată în Londra, m-am luat în jurături că n-am vrut să-i dau o țigară. Efectiv un bețivan pe stradă, da, englez. Și mi-a cerut o țigară, noi am dat-o și a început să o dea pe aia cu fucking foreigners. You steal our jobs and blah, blah. Da, să mă rog. Așa? Da. Că nu se referea, se referea la tot așa, la Europa de Est, în general. Ei, nu se referea la tine că ești român, bă, știi? Să-ți mai spun un lucru. Dacă ai o contradicție cu un englez, mai mult sau mai puțin serioasă contradicție și tu îi dovedești că ai dreptate, când se enervează atunci scoate, îi scapă porumbelul. Da. Începe să o spună, bă, imigrantule, bă, nu știu ce. Da. Dar trebuie să-l enervezi un pic și e frustrarea aia când vede că el n-are dreptate. Că n-are dreptate. Totuși, atunci îi scapă porumbelul. Că am pățit, am avut situații, dar nu mi le aduc aminte acum. Aha. Dar sigur îi scapă porumbelul. Fix atunci când e nervos și frustrat că nu mai are ce zice. Deci
ca și o concluzie, ei nu au neapărat ciudă pe noi că suntem români, ei au ciudă pe Europa de Est, pe orice emigrant, cum ar veni. Chiar dacă polonezii și-au câștigat dreptul ăsta din al doilea război mondial, și polonezii intră în aceeași oală ca noi. Absolut. Că polonezii, de fapt, au drept de muncă și au avut voie să vină în Anglia de atunci, după al doilea război mondial. Da, da, da. Și sunt deja generații de polonezi care s-au născut aici. Dar ei sunt tot polonezi la bază, adică englezul vede pe ăla care s-a născut, pe copilul polonezului, îl vede tot polonez, pentru că are numele care îl dă de gol. Exact. Și asta e o chestie generală, nu neapărat că suntem noi români. Deci ce zici tu? Plus așa că... vezi tu problema, nu neapărat că suntem noi români. Tu vezi problema un lucru care generală un lucru care a tuturor. Un lucru care îi trădează că una spun sau zâmbesc și alta fac, de fiecare dată când întâlnești pe cineva sau te întâlnești pe tine, el întreabă, dar de unde ești? Dar de unde ești? Da, 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 și where are you from? Asta e întrebarea lor, where are you from? De unde sunt? Eu vorbesc despre... Eu le zic că sunt în Gloucester, de unde stau, știi? Runilor, că asta vorbim, să zicem că suntem pe o plantație și vorbim strict cum tem crenguța la pom să... Da. Și asta... mă întreabă de unde sunt. Dar ce contează? De unde sunt? Eu îi zic de unde sunt, adică de aici, din Anglia. De unde sunt în Anglia? Eu asta îi răspund la mișto. Foarte important, de fapt, pentru el, de unde ești, ca să știe cum... Cum vorbește cu tine. Acționează, exact. Cum vorbește cu tine. Ce să mai? Cam asta este. Cam asta e concluzia lui, asta e părerea lui. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, că v-am spus, o să fie o miniserie, o să mai vorbesc și cu alți oameni, alți români din diferite domenii. Nu uitați, abonați-vă, apăsați butonul de like, clopoțelul, de toate. Voi știți deja ce să faceți. S-a văzut bine fratele meu Răzvan sau a fost în mai mult sau a fost camera mai mult pe mine? Voi ce ziceți? Ne vedem la următorul. Pa, pa!